Programul manifestărilor prilejuite de zilele Băileștiului, ediția 14-a, 28-31 august 2014, Cupa Ada Nechita la handbal masculin junior 3, locație Sala de Sport Ada Nechita, manifestări sportive sub egida Sport în comunitatea mea, basket, tenis, badminton, volei, în organizarea Direcției Județene de Sport și Tineret în colaborare cu Clubul Sportiv Municipal Băilești, deschiderea oficială a manifestărilor, spectacol de teatru Ce-ar fi dacă ar fi cu Ștefan Ruxanda în regia lui Dan Puric, Cupa Municipiului Băilești la fotbal, campionat școlar locația Liceul Mihai Viteazul, Casa de Cultură, Lanțul Slăbiciunilor, sceneta regizată și adaptată de Alexandru Dunăvățu, vernisajul expozițiilor de pictură, fotografie și grafică Maria Dunăvățu și Denis Armăsaru, lansare de carte Valentina Ristea, Clubul Pensionarilor, lansare de carte Amintirile unui uituc Marian Pirnea și Valentin Turcu, Baladele Băileștene, vernisajul expoziției de pictură Marian Pascu, Cupa Municipiului Băilești la tenis de masă Parcul Tineretului, Cupa Municipiului Băilești la șah Parcul Tineretului, spectacol de divertisment susținut de formațiile artistice ale Casei de Cultură Amza Pelea Parcul Tineretului, spectacol folcloric susținut de ansamblurile artistice de amatori din Balș, Dăneasa, Osica, Băilești, Rast, Montana, Bulgaria, lansare de carte Petre Angel, spectacol de magie pentru copii Parcul Tineretului, spectacol folcloric al consacraților susținut de Viorica Sandu, Vasile Topârceanu, Vasilica Dinu, Ionuț Sidău, grupul folcloric Doruri Mușcelene, condus de profesor Gavril Prunoiu și ansamblul Mladost din Montana, Bulgaria, Centrul Civic, inaugurarea modulului Lactate din cadrul pieței agroalimentare Băilești, slujba religioasă, spectacol de teatru pentru copii cu Marian Râlea, întâlnire cu fiii orașului, acordarea titlului de cetățean de onoare, de distincții, medalii, plachete, Casa Memorială Amza Pelea, spectacol de muzică ușoară și dans susținut de Emanuel Cârstea, DJ Sava și Raluca, Redi Vivus și Dana Torop, Oana Radu, proconsul, concursuri surpriză cu participare locală, foc de artificii Centrul Civic. Mă adresez și celor din străinătate să îi se alăture în aceste momente plăcute. Vor fi zile de neuitat aici, la Băilești. Așadar, Primăria Băilești și Casa de Cultură Amza Pelea vă spune tuturor să ieșiți în stradă pentru a petrece clipe frumoase, unde în altă parte decât la Băilești, în aceste zile de august, zilele Băileștiului, 28-31 august, 2014, iată că ne reîntâlnim, încă o dată vă așteptăm cu drag!